Mă întrebați de chestia cu domnul Tocheș. Am primit și eu, nu știu dacă și președintele a primit, dar am primit solicitarea din partea unor organizații neguvernamentale, cele care au participat la acea școală de la Izvorul Mureșului, și prin care mi se cera declanșarea procedurii. Eu n-am făcut altceva decât să mă adresez celui care are dreptul conform legii, președintele țării. E un consiliu de onoare al celor care dețin acest ordin, însă președintele cel care îl sesizează. Eu am transmis mai departe, iar din punct de vedere politic, ca să nu pară un joc, să arunc la președinte problema, am anunțat foarte clar și anunț și acum, dacă președintele va declanșa procedura și va emite decretul de retragere a decorației, eu îl voi contrasemna. Conform legii, decretele președintelui trebuie contrasemnate de primul ministru. Ori eu anunț și public faptul că nu voi bloca niciun caz un asemenea decret. Dacă nu mă înșel, până acum sunt prim-ministru de mai bine de un an, am contrasemnat inclusiv decrete de retragere a decorațiilor. Practic am toate decretele președintelui. Și ca să încheiem povestea, deci apropo de colaborare instituțională, nu există vreun document pe care eu să fi refuzat sau să blochez președinția vreun fel, cu excepția acestei numiri în funcția de ministru. Nu am fost blocat de către președinte în mod direct. Mai sunt foarte multe legi ale Parlamentului pe care le retrimite președintele, dar până la urmă e dreptul lui constituțional și cu asta basta.